Bun venit la un nou videoclip! Astăzi am vrut să vă arăt că am terminat casa de care ne-am apucat în videoclipul trecut. Am terminat-o doar pe exterior și că am reparat toate greșelile. Am mai pus câteva detalii, uitați aici, de exemplu pe acoperiș. În rest, acum mi-aș dori să lucrăm la ea și prin interior, pentru că dacă vedeți... Dacă vă uitați în interior, nu este nimic aici. Da, goluț. Pentru a face asta avem nevoie de... La acest etaj avem nevoie de... Stați așa, chesturi în primul rând. Chest normal. Hai. Mai avem nevoie de un crafting. Crafting. Uite aici, crafting. Și de ce mai avem nevoie? Cam de atât momentan. Ok, chesturile o să vină toate pe aici. Așa, așa, așa și așa. Și încă două chesturi mai mici aici. Și aici facem la fel. Oh, stați că s-a întâmplat ceva. Mi se pare destul de folositoare casa, adică uitați-vă și voi câte iteme putem ține în ea. Și aici o să mai punem așa, două rânduri de chesturi. Duble. Ca să fie cât mai eficientă această cameră. Eu aș mai pune, sincer să fiu cu voi. De ce n-aș fi sincer? Și aici. Au, au, my god. Încă un rând, încă un rând. Ca să fie mai folositor. Cred că așa ar veni toată șmecheria noastră. Cum arată? Eu zic că arată bine. Încă patru chesturi. Pe o parte. Mai avem și aici tot 4. Avem 8 chesturi în plus. Pe mijloc să mai punem niciun caz. În niciun caz. Aceasta este o cameră de sortare. Și fix. Și fix aici vreau să am crafting. Deci mă duc, mi-am luat itemele. Mă duc și craftez ceva. Ok, am terminat de decorat aici. Aici jos. Asta cred că va trebui să-l mut un bloc mai... Pentru că stați așa să număr ceva. În cape mai greu. Deci, da, va trebui să-l mutăm. Stați așa că eu mi-am lăsat niște iteme aici, în caz de... urgențe. Că eram sigur că trebuia să se întâmple ceva, corect? Deci aici mă gândeam. Aici enchantmentul, acolo, da. Stați așa că trebuie să lucrez aici. Să repar ceva. Oh, ăla era bine pus acolo. Mi-au 5 scări. Punem așa. Scuzați-mă pentru deranj, că am mai stat iar să mai pun scările și așa.
Că în rest, mi se pare că totul arată bine aici. Okay. La etaj o să avem următoarele obiecte în inventar. Să nu credeți că am scăpat de chesturi. Bed, un pat. Galben, ca să se și asorteze cu ce avem noi aici. Așa, un pătuț. Depinde cum jucați, dacă jucați în single player sau în multiplayer. Cum am zis că n-am terminat cu chestul, aici un chest, aici un chest. Crafting, un crafting undeva să-l pun. Cred că am să-l pun. Pun aici. Pe partea cealaltă o să avem un armor stand. Dar înainte de armor stand vreau să-mi fac camera de enchanting. Hai. Enchantment table. Deci de la ăsta îl punem aici. Wow, face lumină. Habar nu aveam, dacă voi știați. Era acum bookshelf. Hai. Ok. Bookshelf. Nu știu dacă l-am pus bine în enchantment-ul. Păi trebuie aici, fratele meu. Știu eu o tactică ca să facem level 30 pe enchantment. Așa. Așa. Și eu zic că o facem level 30, așa. Și acolo o să punem anvil. Anvil, ia dacă scriu an, nu mi-l dă. Cred că trebuie să mai pun. Gata, am pus V. Așa? Așa, așa. Să avem două în caz de că unul se strică și nu avem iron la dispoziție. Să-l mai folosim și pe al doilea. Smithing table. Să știi ce? Deci, smithing table. Cum se scrie smithing table? Oh. Mamă, mi-arată toate template-urile. Oameni buni, acum în 2024 update-urile astea, acum dacă vreți să vă faceți full netherite, de când s-a băgat noul update 1.20 cu trimurile, e nasol rău de tot. Credeți-mă, te omoare pe diamante dacă vrei să te faci full netherite. Ți le mănâncă. Acum o să și testăm enchanting-ul pe un armor trim. Armor trim, ce-am zis, frate? Nu, acolo vreau să spun altceva. Și-a perfect. Ah, și în bedrock cred că-i pot să-i dau și ceva să țină mână, să vedem, îi punem un grass block. Da, bă. Creier rău pot să mai fiu și uneori. Deci așa. Și acum am pun netherite. N e t h. Și cred că mi arată sabia. Și
și armura mea iau. Nice. Frate, arată destul de bine. Ok. Stați așa să pun și eu asta să scap de ele. Și dacă e... O să o arunc pe asta, să fac cu ea. Nu contează. Oh, sau, ba da, contează. Deci pe ăsta i-am făcut level 30. Oh, pe enchantăm 4, da. Knockback 2, bă. Așa, să aibă băiatul, să aibă încetată. Pasta o lăsăm aici. Ok, și acum o să vreau să văd cum se cheamă alea, Pottery Shard sau cum? Pottery pot, hai că scriu pot. Potionurile, poțiunile toate, frate. Ăsta, decorated pot. Care arată mai bine oare? Eu aș zice să mi-l iau pe cel cu asta și asta, dar nu știu cum le fac. Ia oare la crafting? Deci stai și să încerc. Pun ăsta. Ce caută apa asta la mine în inventar? Dar ce-l fac oare? Deci, oare la ăsta? Upgrade? Zice de cât de upgrade? Nu înțeleg. Păi și-o cum pun de alea pe ele? Că nu știu cum. Haide să dormim și noi dacă tot... Ok. O să-l pun așa. Deci, ia stați așa. Și apare omul. What? Dar nu apare pe nicăieri. Zero logică, nu înțeleg. Poate mă învățați voi să scrieți în comentarii că habar nu am cum să folosesc. Habar nu am. Dar să pun unul acolo. Chiar dacă e simplu. Și mai lângă o să pun și un briefling stand, că tot am văzut poțiunile alea și mi-am dat seama că n-ar strica unul. Ok, briefling standul. Oh. Ce e asta? Haideți să scriem Brimling Stand. BRW. Nu. B. Brimling. Parcă pe jos nu stă bine. Stă mai bine. Deci pe o bibliotecă. Pe un bookshelf de ăsta arată ca și cum ai citi ceva pentru a face poțiunile și... Și am merge să bag de ăsta într-un... L-am călcat.
Deci cam atât pentru etajul ăsta. Iar aici, la ultimul etaj, să avem nevoie de... O să scriu furnace. Și o să punem și smoker-ul. Nu știu, ce update s-au băgat astea? 1.14, 1.13, 1.12? Cred că în astea. Oh. Smoker. Nu? Nu știu când s-au băgat. Voi, dacă sunteți jucători mai vechi de Minecraft, să-mi spuneți. Eu chiar nu știu când. Serios acum. Nu zic așa la mișto. Dar cred că sunt mulți dintre voi care știți. Depinde de cât timp jucați fiecare Minecraft. Nu știu, cred că nu 1.13, 1.14. Sau nu, cred că mai de devreme sau... Nu știu, oameni buni, eu chiar nu știu când s-au băgat smoker-ul și blast furnace-ul. Și în spațiile alea libere punem chest-uri și cam asta a fost decoratul casei. Cu chestiile pe care le colectăm de aici. Da. Dar vă dați seama, primele versiuni ale Minecraft-ului, ăla 1.6 bar jos 2. Eu cred că primii jucători de Minecraft știu de versiunea aia. Deci, este posibil ca unii dintre voi să știți cât de creepy poate să fie. Adică, chestii ciudate. Unul a zis că l-a văzut și pe Herobrine. Herobrine nu există. Nubi zic. A, l-am văzut pe Herobrine, m-a fugărit, abia dacă am scăpat. Pai ureli. Să-ți fie frică de Herobrine. Deși, sunt unele siduri care au cruci pe ele. Am văzut și eu asta. Cu ochii mei. Și m-a lăsat puțin șocat, uimit, pentru că jocul e un joc 7 ani plus. Jocul Minecraft. Jocul ăsta e un joc de 7 ani plus. Deci copiii de la 7 ani se pot juca jocul ăsta și uneori. Deci am tendința să spun că e mai horror decât The Last of Us. Are niște siluri și niște povești. Da, ciudat. Să-mi spuneți în comentarii dacă ați văzut siduri ciudate. Să-mi dați și sidul ca să-l testez eu pe un clip. Da, cam asta a fost casa. Eu zic că în zilele 1.100 ai putea să ai asta. Nu mai devreme, nici mai târziu. Stai să intrăm. Moșul pe verandă. Nici mai devreme, nici mai târziu. Aici avem patul. Stai așa. Am deschis la chest-uri, cred că v-am... Ah, quick move. Mișto. Da, oameni buni. Cam acesta a fost și videoclipul. Nu uitați să vă abonați și să dați like dacă v-a plăcut. Eu am fost Ducu Ghins, iar noi ne vedem și ne auzim data viitoare. La revedere!